dimineață la rând surprind garnituri de tren cu două locomotive. Și oare ce înseamnă asta? Cel mai probabil înseamnă prima locomotivă s-a defectat, trenul alea a întârziat și acum iată pleacă pe două locomotive. Nu-i foarte veche, are 55 de ani locomotiva asta. Și vreți să nu se defecteze. Oare șeful CFR de ce nu repară o mașină din 67 să o folosească și acum? Sau ministrul transporturilor Grindeanu? Nu știu, vagoanele astea de când sunt, dar din cauza unui vagon defect 2006 e reparat probabil, că nu a fi făcut în 2006. Oho! Ce poluare fonică și câtă lume face infarct acum la zgomotul ăsta. Și chiar nu se poate de folosit claxon din ăsta reglabil, care să nu facă zgomot mare în oraș, în gară. Bine, băi, că știți să alergați. Că dacă nu alergați, cădeați o leacă pe jos. Da, uite, au și simbolul bicicletei. Măcar un vagon pentru biciclete. Trenul pleacă la Suceava, parcă. Cam așa e. Pentru călători cei mai vechi, trenurile cele roșii, transferoviar sau regio călători, ce mai fi ele, tot de prin anii 70 aduse din Austria, din Germania. Dar pentru boieri, mașini noi, că nu o să reabilităm primele mașini, să zicem că încă-s bune și după 55 de ani. Așa. Comentarii porcoase. Și Europa se face că nu vede. Vine, iată, și face Comisia Europeană, face grafite cu diverse ocazii, după care dispare. Dar aici nu mai e toaleta pentru persoane cu nevoi speciale. Deci gara de Nord București nu mai are toaletă pentru persoane cu dizabilități. Și din contră, ia, capcanele astea poate să te facă infirm cel puțin o perioadă, pentru că sunt făcute de mântuială și pentru că nu sunt întreținute. Șefului gării puțin îi pasă. Pun pariu că nici el nu poartă o mașină din anii 60. Și uite așa, întreprindere de stat gestionată de mântuială. În schimb, avem reclame la tot felul de mărci populare și din banii de reclamă își mai cumpără o mașină electrică cineva din boieri. Ca să aibă loc de parcare gratis în centrul capitalei. Nu de altfel, că nu cred că sunt ecologiști.